facem așa castrul. Vedem ce am făcut, am schimbat garniturile, am schimbat toate alea. Este un segment noi. Să vedem dacă funcționează cu ce am făcut eu aici. Mai precis care știi ce am făcut eu aici. Ce am făcut eu aici. O durat pe grămadă până au venit piesele. Garnituri, fulii, una alta. Două bidoane am luat. Adică și cu unul, două. Dar noi le punem pe amândouă, deocamdată punem în altă așa, că curge pe undeva. Ăsta are, trebuie să umple radiatorul ăla și cule. Partea... Ia uite. Vine țevile din carter, se duc la radiator. Am pus înapoi tot, sper eu. Hai să vedem cât ulei să bagă. Acum să vedem dacă vrea să învârtă, să pornească, așa cum mâna merge. Mi-am dat o leacă și la electromotor, dar să vedem cu toate puse. Ce zici? Cât ulei, frate, intră asta? Nu credem. CD-ul care l-am băgat eu, l-am pornit, am uitat să-l dau pe asta. CD-ul care l-am putut să fumeze de pe tocul, dacă am văzut. L-am luat un CD de Barossa, cu 5 traci, ăla era mai cu 4. Să ne zminte din video trecut. L-am luat unul cu 5. Și văd că... Ia să vedem. Să vedem, să vedem. L-am prins și aici acum ce? Nu știu. S-a încins o leacă motorul. S-a încins pentru că... Da, asta e cu 4. S-a încins că i-am... Nu are folia. L-am oprit. Dar problema este că nu are nici... Băgăm și fiul la masă. Dacă aș găsi. Nu se oprește. I-am scos fișa. I-am scos fișa una, două. I-am băgat un litru de ulei în radiatoare și în ăsta am văzut cum mai avea. Dăm o porneală să vedeți cum pornește, dar să-i pun fișa întâi. Bă, m-a speritat să prind. Trebuie să-l opresc repede, că deja e încins. CD-ul ăsta săturează, pe ălaltul nu sătura.
fișa trebuie să... Nu fac nimic așa. Nu știu pe unde e instalația aia, pe acolo, pe partea aia. Uite, zic că a luat foc. Da. Trebuie să-mi vină chestia aia de răcire. Băi, văd că nu... Uleiul ce-o curs de la mine, dar acum nu văd să scape. O să-l șterg acum imediat. Și tot nu se așează bine electromotorul ăsta, frate. Nu știu ce-i cu el. Nu se așează bine deloc. Când prinde, când nu prinde, de ce oare? E la fel la dinți, e la fel la una, la alta. Ceapa măsii. Dacă îl slăbesc un pic de aici, pac, una alta, ies, încerc eu să-i bag niște șaibi ceva, până nimeresc ca lumea. Nu știu care-i treaba cu el. Bă, dar merge motorul, mă. Am pus la punct, pac, pac, una alta. Nu. Ia să vedem. Da, dar stai că i-am scos fișa. I-am scos fișa. Da, mai. Asta era cu 4. Pe mijloc nu are nici sus, nici jos. Era cu 4, asta e cu 5. Exact cum trebuie. Mai am aici două fire, dar nu știu de unde vin astea. Două verzi. Da, i-am dat asta jos. M-am uitat pe acolo, pe la îngrenaje, pe la una, pe la alta, n-are nimic. Da. Să-l dau jos din remorca asta. Să mă apuc de el serios. Să vedem ce facem și cu carenile astea, că le-am dat cu fionul un pic. De le-am încălzit plasticul. Vedem ce o mai fi. N-am găsit o semnalizare de aia. Da. Cam atât. Le-am mai băgat eu. Diferența de ulei. Așa. Hai să vedem unde e nivelul acum. Nivelul de testosteron. Ai trebuit să desfacem și pe altul? Eu n-am pus chiar tot din... E aproape. E maxim, mai trebuie cât două bețe de chibrit. Două mați de unici, două unici. Mamă, ne-am luat ulei castru. Am zis să încerc și așa ceva. Și numai moto, ci americani am văzut că unii numai castrol, frate. Nemții, una alta. Numai noi, o ieși țăranii cu moto. Gata, bagă moto, frate. Bagă moto. E buni. Oamenii mai pune și altceva. Nu pun numai motul. Și l-au scumpit ăștia, frate, uleiul ăsta, motul, l-au făcut un iaș un milion. Și un milion litru l-au făcut, băi, băiatule. Nici asta nu este, 70 de lei. 70 de lei, uite. 10W40. Dar ce e la ulei, frate? Dar ce mos ai? Motul? Nu ceapa. Hai de capul meu. Am pus exact aproape de maxim. Vede? Aici ai mai costat pe buza de la asta. Asta e nivelul. Deci un litru în cap am băgat. Asta am pus prea puțin din el. Băgăm la păstrarii. Așa, ia să mai știți o dată și mai verificăm o dată. Chiar sunt curios să vedem cât, dacă se prelinge de sub undeva. Da, exact în cap, e. Exact în cap. Până aici ud.
Da, e fata lui tata. Deci ăsta golitus. Deci ăsta e golitus strictus adolitus. Dă-l la gunoi. Da. Păi cam acum a trebuit să mai curăț eu pe aici, să știu că ăsta de ulei ce-o curs. A curs. A curs atunci când am desfăcut capacul, eu în alta. Uite, avem și pe aici printr-un cadru. Așa. Băi, am băgat fichele, am băgat astea la ulei pe desubt. Dar nu curte, băi, deloc. Desubt. Nu curte. Fac, băgăm în vitezul și-am plecat. Nu? Mișto? Rămâne să-i dau cauciuci de jos, de pe spate, să-i frecăm un pic janta, frecăm un pic jențile, da? Nu o să afectați, sunt doar un pic, un pic. Unde au fost găriete, știi? S-au pus mai mult. Ia uite partea asta. Cam așa arată. Nu o să... rele. Da. Uite cât ulei am vărsat pe aici, l-am desfăcut, da, mai rămâne să vină aia, îi pun folia, îi pun carcasa, unde e carcasa, nu văd, e dincolo, și să mai văd ce fac cu contactul ăsta, că i-am băgat numai trei firi, dungatul, roșu și negru, acesta de la benzină, da. Vedem de aici, ne auzim cu un nou video, da? Sau dacă mai continui cu ăsta, vedem. Da, CD-ul era buba, cheia și lăcatul, am dat 1 milion pe CD-ul ăsta, cu gândul că ăsta știam că are 4 și ăsta era cu 5. Bine, masa nu e chiar obligatoriu, dar câte că nu era bun CD-ul, făcea tăc-tăc, poc-poc. Da? CD-ul e toată treaba. Mergea întrerupt. Și cu ăla a pornit la prima asta. Dar după ce a început, nu știu. How? Da. Hai acum să încerc să ne dau ok. Da? Să vedem acum cum... Mai face el câte una, câte alta,
În Caragheas rău tare, băi, băiatule, să pornești, să oprești, să-ți poți fișa. Nu știu de unde să-l opresc până la urmă. Hai de capul meu. Nu prea merge treaba asta. Asta era tractura. Accelerația. Ce să vedem acum? Electromotorul ăla nu se așează, ea se prinde pe alemă. Fierul ăla, fișa, e scurtă și coaptă. Băi, că de bine merge, nu mai ai ce să mai... Și mai... Atât, trebuie reglat electromotorul pe... Pe chestia aia. Cam atâta cu acest episod. Ne reauzim cu un alt video, nu știu când. A început ploaia, o să o bag un pic mai înăuntru. Aici plouă. O să o bag un pic mai înăuntru. Așa. Opa, opa. Opa, opa. Până atâta să pun și asta la roată. Așa. Băi. Merge frumos rău atare acum. Îl lăsăm așa deocamdată. Îl lăsăm așa deocamdată și când o fi... Vreme cu soare și frumoasă, ne apucăm în continuare cu el, vedem ce mai face. Ce mai face? Salutare și numai bine!